Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend, așa cum vă ziceam, este un weekend intens, vine și cu rezolvări, e și frumos, dar e și mai dur așa din fire, din punctul meu de vedere. În primul rând, uite, sâmbătă, lucrurile se simt mult mai intens acolo, dacă este să discutăm de bani, de viitorul nostru financiar, de aprecierea pe care o primim din partea prietenilor, din partea oamenilor din jurul nostru. Și tot în preajma zilei de sâmbătă o să simțim foarte intens, pentru că este un aspect care deja se simte, o să se mai simtă și în următoarea perioadă. Este acea conjuncție dintre Mercur și Marte, în semnul Capricornului, dar atenție este în quadratură cu nodurile. Asta nu prea sună bine. Adică este un moment în care, în primul rând, trebuie să fim atenți cu toții, mai ales în acest weekend, pe drumuri. Da, trebuie să respectăm legea, să respectăm regulile de circulație, tot ceea ce este acolo. În general, da, trebuie să facem asta, dar în special în acest weekend, chiar aș, chiar aș insista pe acest aspect, da, nu vă aventurați că nu-i cazul, tot acest weekend poate să vină cu, poate știu eu, tensiuni legate de uh, discuții, fapte, de ce nu? Că nu e doar cu discuții, e și cu fapte, adică nu că ne certăm, dar mai și plecăm, da? Adică se și întâmplă lucruri mai ales chestiuni legate de responsabilitățile noastre, pot fi lucruri legate de părinți, persoane cu autoritate asupra noastră, toată toată zona aceasta, da, toată zona aceasta. Bun, apoi, din punctul meu de vedere, ziua de duminică e mai liniștită, da? Uh, nu este cea mai bună zi din lună, dar măcar e mai liniște, măcar mai răsare soarele, măcar lucrurile încep să se manifeste. Uh, revenim puțin uite ziua de sâmbătă 27 și avem și luna, deci mare atenție, mai ales pe condusul seara sau mare atenție pe uh, lucrurile pe care le facem, mai ales în situații pe care nu le cunoaștem chiar atât de bine, da, mai ales în astfel de, de situații și ar fi bine să renunțăm la orgolii ziua de sâmbătă asta zic eu că ne-ar ajuta tare, tare mult da. uh, drumuri în locuri ascunse discuții din aceste ciudate adevăruri care mai ies la suprafață, v-am mai zis că este o perioadă în care se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri și uh, revenind la ziua de duminică e mai liniștită, în mare parte nu e liniștită de tot, dar oricum față de sâmbătă e mai ok, uh, pot fi chestiuni legate de. Uh, provocări da care apar și care acum se se rezolvă. Femeile pot avea un rol foarte important în planarea conflictelor în acest weekend. da, Pe de altă parte, vom avea tot felul de revelații, vom avea ziua de duminică tot felul de răspunsuri bune care țin de muncă, de sănătate, de rutina noastră zilnică, poate și de animalele de companie, cine știe, dar, în general, eu zic că este o zi de duminică în care lucrurile se mai rezolvă, da? încep să funcționeze mult mai bine. Apar rezolvări, însă repet, să vă pregătiți și de mari surprize, pentru că da, e și cu mari surprize pentru toată lumea. Pentru că da, mai aflăm câte un lucru, se mai deblochează ceva, doar că poate într-o modalitate total diferită față de cum ne-am fi așteptat noi. Da, cam atât în mare parte, vă invit să vedeți și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați intrat pe aplicație. Acum, în sfârșit, este disponibilă în toate țările, în multe țări, de, deci puteți să intrați oricând acolo, puteți să dați și unui prieten, chiar m-ar ajuta foarte, foarte mult acest aspect este gratuit, repet, dar intrați pe linkurile din primul comentariu sau din descrierea videoclipului ca să fiți siguri că ajungeți la ele. Și chiar mă gândeam dacă să vă zic sau nu. Vedeți că este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți cu toții pe tot ceea ce ține de zona aceasta de internet. Da? Tot ceea ce ține de parte de internet. Vedeți că intrăm într-o eră și frumoasă și periculoasă. Da? și periculoasă, V-am mai zis, din punctul meu de vedere, Pluto acolo e ca un mic mafiot, da? fiind învărsător, cam treaba asta cu înșelăciunile și alte chestii, cam se mută da? pe, pe zona de online. Da? Și mai multe, da? nu vreau să discut, că nu vreau să bag pe nimeni în panică și așa mai departe. Sunt și părți bune, dar sunt și părți mai puțin pozitive. Da? Asta, na, discutând despre povestea care s-a întâmplat cu acel cont fals, chiar mi-a trimis mesajul o doamnă și din păcate am aflat că a înșelat destul de urât anumită persoană, adică au fost oameni care au plătit, doamna respectivă a, cumva, a încurcat conturile, că normal la un moment dat nu s-a mai da seama și mi-a dat mie mesaj, că să-i dau bani, zic doamnă zic ceva, zic că nu, zic eu nu fac consultanță, zic asta, zic tot zic public. Și după aia a văzut că persoana respectivă o blocase, deci vechea pagină și da, mie îmi pare rău, dar repet, ca să evitați astfel de lucruri și nu-i vorba doar de mine, poate urmăriți și un alt coleg de meu, da? astrolog, colegă, tarolog, ce vreți voi, da? orice domeniu, spiritualitate, chiar și chiar sunt, mă rog, chiar să nu fie legat de partea spirituală. Ca și sfat prietenesc, da? Asigurați-vă că acela este contul oficial a persoanei pe care o căutați. Repet că poate, nu știu, poate urmăriți și alți colegi, poate trebuie să mergeți la ei la consultanță. E perfect, chiar vă drum să mergeți. Dar atât vă rog, asigurați-vă că este persoana da, care se dă, pentru că sunt mulți oameni care și au, știu eu, nu știu, se dau altcineva da, decât sunt și nu e normal, da? nu e normal. De exemplu, acum eu nu știu cum să o găsesc pe tipa aia sau băiatul ăla sau nu știu cine era da, ca să rezolvăm problema. Că nu știu cine e, da? Nu știu, pentru că a fost cumva făcută pagina, am înțeles, de la zero. Deci fiți foarte atenți, trag un semnal de alarmă pentru că trăim într-o perioadă ciudată. Deci indiferent de serviciile pe care le vreți, că sunt spirituale, că sunt nespirituale, nu contează atât vă rog asigurați-vă că este cu adevărat persoana care se dă. Da? Pentru că sunt multe, multe înșelăciuni, știu că și colegele mele au avut probleme, mă uitam, nu vreau să dau numele canalelor și chiar mă uitam și eram solidar așa în suflet că știu ce înseamnă, uite că am pățit-o și eu, da? au mai fost conturi făcute tot așa, am reușit să le șterg. Asta este, dar repet, uite la mine dacă vreți mă urmăriți și pe alte platforme, da? Aveți în descrierea videoclipului, e gratuită urmărirea, mai aveți content puțin diferit. Aveți acolo exact toate linkurile de pe paginile oficiale, TikTok, Instagram, Facebook da? și aveți și celălalt canal de YouTube, aveți și aplicațiile acolo, în curând o să punem și site-ul, adică să știți exact să nu intrați pe altele, că e, e păcat, da? e păcat și repet nu mă refer doar la mine, indiferent ce servicii aveți nevoie, luați și vă asigurați de două ori că este persoana respectivă. Căutați să vedeți câți urmăritori are, dacă nu cumva sunt și mai multe pagini, dacă nu știu, cereți și voi o poză, o chestie, stați în direct sau nu știu, faceți cumva, dacă ca să nu fiți chiar, chiar îmi pare rău, dar da. Dacă pot să vă ajut cumva, dar eu nici nu știu cine este, dacă aș reuși să dau de persoana respectivă, na, nu știu. Da. Bun, hai să vedem ce se întâmplă acum cu fiecare zodie în parte. N-am vrut să vă țin așa mult de vorbă, dar pur și simplu am simțit nevoia să, să discutăm despre, despre chestia asta, da? pentru că este importantă, repet, adică, adică am, adică am intrat deja în această perioadă, nu o să mai ieșim de aici și 20 de ani aia e, da? trebuie să ne obișnim cu tehnologia, că ne place, că nu ne place, asta e viața. Da? Începem cu berbecul. Eh, dragi berbeci, uite, sâmbătă mai aveți voi așa chef de distracție, vă mai vedeți cu un copil, poate mergeți la o petrecere, faceți și niște chestiuni importante. V-aș sfătui să încercați să nu vă impuneți chiar atât de mult în fața celorlalți, în fața copilului, în fața iubitului, în fața oamenilor din jurul vostru. Poate să fie și o zi de sâmbătă în care pot apărea mici un legate de relația cu prietenii, de aprecierea pe care o primești. Dar uite, duminică o femeie te ajută cu niște vești, cu niște sfaturi bune. Deja duminică atenția e pe muncă, pe rutină zilnică, pe sănătatea ta. Duminică dimineață o, nu știu, puțină odihnă în plus, chiar eu zic că, că n-ar strica, da, pentru nimeni. Pentru nimeni. Și tot undeva duminică, vezi tu, vei rămâne surprinsă niște vești pe care le afli, nu sunt vești negative, doar că te poți surprinde destul de mult, mai ales dacă discutăm de viitorul tău, de niște rude, de niște prieteni, persoane apropiate de, de inima ta. Hai să vedem ce zice și tarotul pentru berbec. Ce trebuie voi să știți? Doi de bute, cavalerul de bâte, da? foarte mult entuziasm, foarte multă pasiune aici, poate niște vești bune care apar din străinătate, dar poate să fie și un weekend în care berbecul își face așa niște planuri de, de viitor. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar și un moment de blocaj sau este un moment în care începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. E ca și cum te arunci așa cu capul înainte într-o situație, ești, ești entuziasmat și când colo te trezești că Trebuie să pui puțin pauză. Ultima carte, Puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar și o oarecare provocare pe care reușești să o depășești. Poate ai niște discuții importante, simbolice în acest weekend. Chestiuni simbolice pentru acest an 2024. Dar, în același timp, poate este un moment în care e bine să te informezi puțin da, în legătură cu o, cu o situație. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi, în primul rând, sâmbătă, atenția e pe casă, din nou pe familie. Acolo, cine știe, pot apărea niște tensiuni în relația cu partenerul de viață, pot apărea niște chestiuni ciudate legate de părintele vostru sau ceva legat de partenerul vostru, responsabilitățile care apar. Și, vedeți voi, este un moment în care o să aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume mai ales dacă discutăm de niște probleme legate de muncă, sănătate, rutină zilnică, unii tauri posibil să spuneți, bă da gata, ia mai lasă mă în pace, vreau și o să mă odihnesc, vreau și o să mă relaxez, e weekend și pentru mine, ia mai făți treburile singur sau singură. Nu este o atitudine chiar negativă din punctul meu de vedere, Taurul va da dovadă în acest weekend de foarte mult curaj, foarte multă autenticitate și poate e cazul, dragi Taur, să vă mai odihniți și voi, eu zic că v-ar ajuta tare mult. Și, de asemenea, tot acest weekend, uite, mai ales în ziua de duminică, vine cu atenție sporită a taurului pe copii, pe iubire, pe plăcere, toată zona asta, da? Aveți și multă creativitate. Și eu zic că pentru taur este un weekend bun în care, uite, poți să cunoști pe cineva. mergi la un concert, mergi la o piesă de teatru, mai mult aș merge, nu știu, pe un curs, ieși undeva în lume, te invită un prieten undeva. Dacă ești aur și ai de învățat sau ai examene, uite, e de bine. Bine, există predispoziții să fie bine. Acum trebuie să și înveți, dar trebuie să-ți dai și interesul. Nu ne bazăm așa doar pe astre. Vești bune care apar de la o femeie din străinătate, vești bune care apar de la prietenii tăi. Cumva ești foarte bine susținut în acest weekend, chiar dacă, nu știu, cam bubuie pe cer. Tot felul de conștientizări pe care tu le vei avea în acest weekend, dar și tot felul de surprize plăcute care apar, poate legate de studii, legate de călătorii, străinătate, proiecte importante. Deci cumva taurul începe să rezolve niște lucruri ușor, ușor. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. U, am luat prea multe cărți, nu știu, m-a luat așa valul. Regina de monede justiție, uite, o veste bună legată de o sumă de bani, este o veste bună legată de o casă, de o mașină. Unii tauri poate luați o hotărâre importantă pentru sufletul vostru. Doi de bâte și are legătură cu o situație care fie durează de foarte mult timp, fie are legătură cu ceva care uh, s-ar putea întinde pe mai mult timp. Apoi, spânzuratul e, e un oarecare blocaj aici, dar și un moment de sacrificiu. V-am mai zis unii tauri posibil în acest weekend să săriți puțin așa și să ziceți bă gata până aici, da, trebuie să învăț și eu puțin de viața mea, de prioritățile mele. Ultima carte, Cavalerul de bâte, multă pasiune, multă atracție pentru tine în acest weekend și de ce nu chiar pasiunea poate să fie la ea acasă pentru tauri, mai ales în ziua de duminică, ar zice eu, da. Ceva se transformă, ceva se schimbă. Este o reacție aici neașteptată, fie a unei persoane cu autoritate asupra ta, fie este vorba despre tine, da? că tu te vei surprinde pe tine prin modul de a te uh, manifesta. Se clarifică ceva. Zodia Gemeni. Uh, dragi gemeni, pentru voi sâmbătă sunteți puși așa pe drumuri, pe tot felul de discuții, sunteți prinși pe tot felul de chestiuni, dar uh, zic eu că pentru gemeni uh, poate să fie și un weekend în care puteți să fiți și provocați, să știți. Provocați mai ales dacă discutăm de partea aceasta de iubire, provocări care țin și de discuții ciudate cu partenerul, discuții ciudate legate de prieteni, legate de colaborările cu oamenii din jurul vostru. Și aș spune eu că este și un weekend în care o să rămâneți surprinși de un bărbat din viața voastră. Fie o rudă, fie este un partener de afaceri, fie este o persoană așa mai nonconformistă și poate știu eu, unii gemeni reușiți să aflați un adevăr. Tot în acest weekend o femeie vă poate ajuta, vă poate da o veste bună privind o sumă de bani sau primiți niște bani, poate luni, da? nu neapărat duminică și pentru alți gemeni, vedeți că este și un weekend în care undeva duminică sunteți prinși pe casă, pe familie, acolo să știți că primiți niște vești tare bune care vă liniștesc, da? fie că e vorba de vești legate de rude, vești legate de oamenii din jurul vostru și tot undeva în preajma zilei de duminică, poate chiar spre luni, este un moment al adevărului pentru gemeni, mai ales dacă discutăm de bani, de zona străinătății, dacă discutăm de niște vise pe care le aveți, dar e ca un fel și de trezire la realitate pentru unii gemeni. Deci, weekendul ăsta vine și cu rezolvări, vine și cu tensiuni, vine cu de toate, dar Important e că răsare soarele, important e că se rezolvă povestea. Ia uite, regele de monede, trei de băte. Cineva care îți vine în casă, îți vine în vizită sau mergi tu undeva. Pentru unii văd o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Apoi avem 10 de monede, deci mergi undeva împreună cu partenerul, într-un grup mai mare de oameni, într-un loc, nu știu, într-un loc rural, da? pentru alți gemeni parcă mergeți undeva în casă sau rezolvați ceva important legat de o sumă de bani. Pentru că ultima carte e nebunul care vine clar și vă surprinde tare mult. E ca o eliberare pentru gemeni, e ca o resetare, o nouă persoană care poate să apară, dar văd eu aici și tare mult curaj pe care tu îl ai. Da? Reușești să dai deoparte ceva ce nu-ți mai place, ceva ce te-a stresat, ceva ce a fost ciudat. Да. No. Сейчас по Зодиарак. Dragi raci, pentru voi, în primul rând, ziua de sâmbătă e despre bani, e despre valori, acolo pot apărea niște tensiuni, poate relația cu prietenii, poate niște cheltuieli și de asemenea, pentru alți raci, vedeți că este un weekend în care intrați în contact cu oameni care sunt ceva mai duri în modul lor de a se exprima, sunt oameni care nu doar vorbesc, sunt oameni care trec și la fapte, sunt foarte duri în ceea ce fac, Uh, unii raci puteți să aveți acolo niște tensiuni da? în relația cu rudele, relația cu șefii, relația cu partenerul de viață. Poate pur și simplu alții asistați la niște oameni din jurul vostru care sunt ceva mai duri, mai tranșanți și nu neapărat să fiți voi impactați. Uh, Duminică deja atenția e pe drumuri, pentru rac, pe rude, mai studiez ceva, mai înveți. Pentru alții dintre voi uh, este o perioadă în care primiți niște vești foarte bune, Uite, de la o femeie, vești bune din străinătate, vești bune legate de acte, reușiți să vă clarificați ceva important, iar pentru oracii care aveți ceva de învățat sau stăți într-o perioadă așa de examene, ziua de duminică e bună de învățat, e bună și de dat examene, dar trebuie să vă puneți acolo, da, serios pe treabă, că puteți să aveți și rezultate bune, dacă vă puneți serios pe treabă. Uh, mai mult decât atât, vești bune care apar de la o rudă, de la o femeie, vești bune care pot ține și de dragoste pentru unii dintre voi. Iar uh, tot duminică și poate chiar și luni o să simți energia asta. Mulți dragi veți rămâne foarte surprinși de o decizie pe care cineva o ia. Este o decizie legată de viitor, este o decizie legată de un proiect sau poate chiar un adevăr pe care îl afli legat de un prieten, legat de viitorul unei relații poate e vorba în general de relațiile cu, cu ceilalți. Hai să vedem, dragi rați, ce faceți voi. Și avem pajul de cupe aici, 8 de monede. Niște vești bune care apar de la muncă sau primești niște vești bune în legătură cu un proiect la care lucrezi. Poate intri în contact cu un copil, persoană mai tânără, sensibilă, Regele de cupe, uite, poate să fie energia ta, dar alți raci puteți să intrați în contact cu o persoană din familie, poate un bărbat. E o rudă de sânge sau este o persoană rudă la nivel spiritual, da, nu știu. Mai văd și o legătură, poate cu o altă zodie de apă, pești, scorpion, dar uite, parcă e un bărbat cu un copil aici da? sau un cuplu cu o diferență de vârstă mai poate să fie. Ultima carte, turnul. Ia uite, deci tu rămâi foarte surprins de un adevăr pe care îl afli în acest weekend. Este un adevăr intens, puternic. Poate are legătură și cu o așteptare mare în care ai fost pus. Ești puțin stresat, dar uh, eu văd că lucrurile se, se rezolvă pentru rac. Zodia Leu. Dragi lei, ce faceți voi? Sâmbătă în continuare sunteți în centrul atenției, vedeți că pot apărea acolo niște tensiuni în relațiile cu ceilalți, tensiuni mai ales în relația cu partenerul de viață, tensiuni legate de un copil, o afacere, o colaborare, pot fi tensiuni legate de șeful vostru. Da? Pe de altă parte, este un weekend în care leul trebuie să fie puțin atent pe muncă, vezi să nu te accidentezi, vezi să nu exagerezi cu nimic, mai aște, mai odihnește, da? Bine, Marta acolo te ajută să construiești multe, să rezolvi multe probleme, dar în același timp totuși trebuie să înțelegi să-ți iei și o pauză, că totuși ești om da? și mai ai nevoie și tu de odihnă. Pe de altă parte, pentru leu este un weekend în care vedeți că pot apărea mici mari tensiuni la muncă, da? vedeți că se zic lucruri, dar se și fac. Da? Adică nu e doar așa o discuție în contradictoriu, e și cu fapte de data asta. Da? Și e, e, interesant, ar zice eu. Atenție puțin pe drumuri scurte, discuții în contradictoriu, activități din acestea prea ieșite din, din comun. Duminica, atenția e pe bani pentru leu. Uite niște vești bune care apar legate de o femeie, legate de muncă. Pot fi niște vești bune legate de o sumă de bani pe care fie o dai, fie o primești, fie unii lei ca și cum reușiți să rezolvați ceva pe cale amiabilă. Cu o persoană. Tot duminica apar niște vești tare bune, uite, de la șeful, de la partenerul de viață. Pot apărea vești bune de la o femeie de la muncă sau rezolvi ceva legat de viața ta. Și tot -ă, preajma zilei de duminică, chiar poți să simți și luni energiile astea, poți să te trezești cu o reacție total neașteptată în legătură cu un contract, un parteneriat. În legătură cu statutul tău, în legătură cu o persoană importantă din viața ta, deci pot apărea niște lucruri foarte, foarte interesante acolo. Poate aflați un adevăr sau poate vă treziți cu o, re cu o reacție ciudată a cuiva. Lumea 6 se debăte, deci aici ai o bucurie mare care apare pentru tine de la distanță, din străinătate. Poate te pregătești pentru ceva anume, dar unii lei e ca și cum finalizați ceva, vă liniștiți dintr-un anumit punct. Patru de cupe. Este și o stare așa de plictiseală, oboseală, așa cum am spus, unii lei poate simțiți nevoia să vă odihniți puțin, pentru că știu că sunteți foarte solicitați în perioada asta. Doi de spade reprezintă și un moment în care ai vrei să iei o hotărâre și nu prea știi ce să faci, dar la un moment dat posibil să rămâi așa tăcut în urma unei decizii care se ia. Da? Vezi, dacă apare vreo petrecere, mergi doar că o să te simți puțin obosit a doua zi, adică trebuie să te relaxezi. Unii poate vă dați seama că e cazul să mai schimbați puțin strategia. Da? Ceva ce poate nu vă convine, știu eu, în legătură cu um, colegii de la muncă. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi ziua de sâmbătă vă găsește așa mai obosiți, mai somnoroși, mai vrând să stați așa în casă, să stați. Să dați un pas în spate. Uh, zic eu că este un moment pentru fecioare în care o să rămâneți foarte surprinși de un bărbat din viața voastră. Surpriza poate să vină de la muncă, surpriza poate să vină și pe ideea asta că teoria din mintea voastră cam nu e aceeași cu practică și atunci e nevoie să mai învățați ceva, e nevoie să mai faceți ceva. Este cu adevărat un weekend așa mai agitat, posibil să mai fiți scoși și voi din zona de confort, doar că fecioara este foarte pornită pe a se distra, pe a se relaxa. Uh, și cu siguranță, dacă până acum au fost doar discuții, acum vor fi și fapte, mai ales într-o relație de cuplu, pe acolo pe unde sunt tensiuni, sau pot fi și chestiuni legate de copiii tăi, pot fi chestiuni legate de oh, starea ta de bine. De ce nu? Ah. Uite, dacă ești mă întreb pe mine, sâmbătă nu este un moment bun pentru fecioară să ieși pe la o întâlnire de dragoste, să te vezi cu partenerul de viață sau cu persoana iubită, știu eu. Poate e o chestie, nu sunt programez chestii importante pentru că e posibil să ți se mai apese niște butoane. Cu toții avem câteva zile din lună când suntem în energia aceasta, da? Din acest motiv și bineînțeles că ziua de duminică te găsește într-o stare mai bună, îți recapeți energia, uite niște vești bune pe care le primești uh, din partea persoanei iubite, cumva duminică sau poate primești un răspuns pozitiv legat de uh, o înțelegere cu o persoană, poate îți programezi ceva în legătură cu o femeie, în legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Da. Uh. Uite, mai degrabă duminică e un moment bun, dacă vrei să ieși pe la întâlniri, e ok, sau dacă vrei să faci ceva important, vrei să ieși prin lume, să te relaxezi. Și uh, uite, duminică te găsește și prins pe chestiuni personale și uite că o femeie, așa cum am zis, îți dă niște vești bune, poate este o prietenă acolo care îți poate face cunoștință cu cineva, deci uh, chestiuni frumoase pentru fecioară și bineînțeles că veți rămâne și voi foarte plăcut surprinși de un adevăr pe care îl aflați. Poate e un adevăr divin, poate este o conștientizare, poate este vorba despre o veste bună legată de zona străinătății. Da? Niște schimbări care poate apar într-o direcție undeva nu. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie voi să știți. 7 de cupe asul de monede. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie și un weekend în care visezi aici cu frumos cu ochii deschiși, poate simți nevoia să dormi mai mult, poate simți nevoia să te odihnești, dar mai văd aici și multe oportunități pe care le ai. Parcă ai mai multe opțiuni. Asul de monede vine cu o veste bună, o dovadă fizică palpabilă pe care o primești, dar tot asul de monede poate să însemne și un nou loc în care mergi, o nouă etapă în care ești. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Ești foarte entuziasmat, foarte bucuros, pot apărea și persoane noi în viața ta în acest weekend, dar cred că este vorba și despre o dovadă fizică, materială, palpabilă, pe care fie tu o primești, fie tu o oferi unei, unei persoane. Dar până la urmă văd că lucrurile se rezolvă pentru fecioară. E foarte intens acest aspect la tine de a te întâlni cu oameni diferiți, oameni care sunt cumva la polul opus. Zodia balanță. Dragi balanțe, sâmbătă aveți chef de întâlnit cu prietenii, vă faceți și voi planuri de viitor, doar că ce să vedeți sâmbătă, vedeți că apar mici mari tensiuni legate de persoana iubită, mici tensiuni legate de muncă, de o afacere, pot fi chestiuni legate și de bani pentru unii dintre voi, poate mergeți la o petrecere, poate aveți de dat niște bani și nu vreți să-i dați sau nu aveți chef. Tot în preajma zilei de sâmbătă este un moment în care. În casă pot fi niște chestiuni ciudate legate fie de o adunare de oameni, fie sunt niște chestiuni ciudate legate de viitorul relației, legate de viitorul familiei. Știi cum, dacă până acum au fost discuții, uite acum e și cu fapte și faptele astea să știi că pot veni din partea celuilalt sau din partea partenerului, din partea celorlalți, alții, nu știu, poate va apucați de lucru, vă apucați să faceți ceva important în viața privată. Da? Aveți ceva important de rezolvat. Pentru alții, da, pot apărea tensiuni în casă, în familie, în relația cu persoana iubită, pot fi tot felul de chestiuni de genul acesta. Se mai află secrete, de ce nu? Iar, uite, Duminică e o zi bună să o dormi, sincer. E o zi bună să dormi, să te odihnești, să te relaxezi, să faci ceva pentru sufletul tău, pentru gustul tău, chiar. O să simți nevoia să stai mai retras, tu cu tine, poate în altă cameră, poate o să vrei să stai singur, nu știu într-un loc apropiat de sufletul tău. Uh, și de asemenea, dragi balanțe. Tot duminică. Uh, uite, primești niște vești aici interesante rezolvi ceva închis, ceva legat de o femeie legat de o situație și balanțele uh, care știu eu tot ați aștepta să se întâmple acolo o minune, să mai aflați ceva. Uite, primiți o veste în preajma zilei de duminică care o să vă surprindă destul de mult. Este un adevăr privind o sumă de bani, privind... O uh, instituție financiară, bine, acum e weekend, dar cumva sunt niște deblocări acolo care apar pe, pe neașteptat. Patru de cupe, cavalerul de băte, da? O veste aici care nu-ți place, nu-ți convine, poate e un moment în care nu ai chef de nimic, poate e un moment în care balanța simte nevoia să se odihnească, să se relaxeze. În același timp e și cu pasiune, deci în același timp simți nevoia să trăiești puțin și intens. 10 de monede, casa și familia, toate astea sunt foarte importante în ziua de de sâmbătă, de duminică, iar ultima carte în dragostii deci o legătură cu Zodia Gemeni, o decizie importantă care apare legată de minte și inimă, deci trebuie să te decizi aici între două situații. Poate e ceva legat de muncă. Toată lumea e ca și cum vrea să petreacă, vrea ceva de la tine, doar că tu ai sta așa liniștit și relaxat și poate ai dormi puțin. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, sâmbătă sunteți prin centrul atenției. Vedeți că pentru voi e o zi în care apar tensiuni în relația cu partenerul de viață. Chiar pot fi și discuții legate de un despărțire, poate de o căsătorie, poate pentru alții pot fi tensiuni legate și de acte și de copii. Deci, aici sunteți prinși cu tot felul de lucruri. Poate e tatăl vostru, poate e partenerul de viață, e un bărbat important din casă și cu siguranță foarte mult scorpioni, veți fi foarte tranșanți și foarte duri, veți pune lucrurilor pe nume și acolo unde nu o să vă mai simțiți voi împliniți, posibil să întoarce spatele să plecați și de data, și de data asta posibil să fie așa mai definitiv. Pe de altă parte, vedeți voi, trebuie să fiți atenți weekendul ăsta, în special pe cum conduceți, da? Nu vă urcați nervoși la volan, nu vă apucați să, să vă aventurați pe niște lucruri. Încercați să stați mai relaxați, cerul e destul de încărcat, e cu foarte multe surprize, mai ales că mercurie în trigor cu uranus este un aspect pozitiv, dar na, la uranus nu prea știi ce să te aștepți și când și cum și da, e ciudat. Pe de altă parte, uite ziua de duminică te găsește concentrat pe relația cu prietenii, pe viitor, stai mult online, îți faci planuri. Uite, uite, duminică e ca și cum te vezi cu o femeie sau petrești timp de calitate cu o femeie. Ești în oraș, îți vin oameni în vizită, poate ai tot felul de discuții la telefon. Dar așa cum ziceam, o să rămâi surprins de niște declarații pe care partenerul ți le face sau de niște lucruri importante pe care le poți afla într-un drum scurt pe care îl faci sau printr-un mesaj, printr-o discuție. Știi cum e? V-am mai zis, e o perioadă în care și în glumă se poate zice adevărul, dar el e peste tot. Important e să deschidem ochii să-l vedem. Dar aș spune eu că e foarte important, mai ales acum pentru tine, fără să te superi, să fii în primul rând sincer cu tine. Da? Lasă pe ceilalți, că oricum e o perioadă în care n-ai cu cine, dar măcar tu cu tine să fii sincer. Acolo eu zic că te-ar ajuta puțin. Da? Să fii puțin sincer și să iei cumva anumite decizii, poate și pe cum propriu. Da? Poate și pe cum propriu. Trei de spade, asul de monede. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Aici văd că are legătură cu un loc nou, are legătură cu un cadou, cu o dovadă. Trei de bâte, un drum scurt pe care îl faci sau uh, o primă de blocare care apare. Sunt niște discuții puternice aici pentru Scorpion, niște discuții frumoase. Puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar și o provocare pe care reușești să o depășești. Uh, unii e ca și cum lăsați deoparte amânarea asta nedreptatea, lucrurile care n-au funcționat și. Mergeți așa frumos pe pe drum ușorul vostru, nu? Da? Unii scorpioni chiar deodată posibil să întoarceți spatele și să plecați dintr-o dintr, -o, dintr -o situație ciudată. Zodia săgetător. Uh, dragi săgetători, pentru voi, în primul rând, ziua de sâmbătă e. Pe de o parte e bună, pe de altă parte nu e bună. Puteți să rămâneți puțin destul de surprinși prin niște informații pe care le primiți de la o rudă, de la un bărbat. Pot fi niște declarații ale unui coleg de la muncă sau niște declarații ale unui prieten. Ceva interesant aici se întâmplă. Și pentru alți săgetători, vedeți că, în special sâmbătă, trebuie să fiți puțin atenți pe cheltuieli, dar și pe partea aceasta de alimentație. Foarte mulți săgetători o să cam spuneți lucrurilor pe nume, dacă e să discutăm de aprecierea pe care așteptați să o primiți Atât din partea prietenilor, cât și din partea partenerului, poate Pe de altă parte, v-aș recomanda să fiți puțin atenți pe partea asta de speculații financiare Nu vă aruncați cu capul înainte niște lucruri, pentru că nu, nu sunt ok, da? Și ziua de duminică vă găsește într-o poziție bună, ieșiți foarte mult în evidență, o femeie vă oferă niște sfaturi sau vă ajută să rezolvați ceva legat de casă. Unii poate chiar trăiți un moment în care vreți să mai stați așa, voi cu voi, poate chiar reușiți să faceți niște cumpărături pentru ca să primiți niște vești bune de la o femeie importantă din viața voastră. Și femeia asta importantă poate să fie din familie, poate să fie șefa, poate să fie o persoană care e cunoscută. Uh, și tot duminică, uite, vești bune care apar de peste tot, și pe bani și pe muncă, deci, indiferent ce vrei să faci în ziua de, vin, de duminică, ești extraordinar de bine uh, susținut. Tot în preajma zilei de duminică, unii uh, săgetători puteți să aflați un adevăr legat de niște acte și niște bani sau niște chestiuni acolo legate de un șef, legate de niște lucruri care s-au petrecut. Pentru unii știu eu, poate e cu ceva legat și de dragoste. Poate este vorba despre un adevăr uh, uh, benefic, da? Benefic pentru tine. Uite, e benefic pentru că te poate, mă rog, îți poate aduce o stabilitate din punct de vedere emoțional. Ai o discuție surprinzătoare. 7 de spade, 6 de spade. Ia uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine privind o mașină, privind un drum, privind o plecare. Apoi, 8 de uh, monede. 8 de monede zice că lucrezi la ceva sau vrei să repari ceva în acest weekend. Și când zic lucru, poate să fie și că faci curățenie în casă. Da? Ultima carte pentru săgetător, turnul. Ia uite, rămâi surprins de o hotărâre care se ia. Iar unii săgetători cu siguranță sunteți în acest weekend foarte surprinși de o petrecere, de o persoană care are niște probleme. Poate e un weekend în care săgetătorul mai lasă în urmă ceva, mai dai la spate ceva ce nu mai folosește. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, pentru voi, în primul rând, ziua de sâmbătă e destul de ciudată. Da? Vi se mai apasă butoane, se întâmplă tot felul de lucruri, poate să fie o zi mai gălăgioasă pentru capricorn, adică toată lumea face câte ceva sau poate e o zi mai gălăgioasă așa în interiorul tău. Deci, efectiv, cred că o să fie un weekend destul de interesant, pentru că de când am început filmarea, ba, fac pisicile panoramă, ba, Ăștia urlă cu sirenele că ei urlă oricum v-am zis și noaptea la ora 3 dimineața și te trezesc, deci nu e ceva normal, la, mă rog la noi în România și mai ales probabil în orașul în care stau eu, nu știu deci de când am început, numai așa a fost în continuu, în continuu, cam așa și la voi și destul că mi-e rău, da cumva este un moment în care capricornul e posibil să se exteriorizeze în acest weekend și să spuneți bă gata, uite pe mine asta mă deranjează și cu asta și cu uh, cealaltă. Uh, pot fi acolo niște tensiuni pentru capricorn legate de bani, legate de un copil, legate de aprecierea pe care o primești, legate de valorile pe care tu le ai. Da? Și uh, tot în preajma zilei de sâmbătă, uh, uite că e un moment în care capricornul nu numai că vorbește, dar și acționează mai ales dacă discutăm de chestiuni legate de viața privată, viața profesională și de a găsi cumva echilibru între cele două. Alții poate sunteți prinși cu ceva foarte important în perioada asta și atunci, așa cum am zis, e posibil să, să izbucniți. Tot uite, în preajma zilei de duminică, deja te mai liniștești, da, deja de sâmbătă seara, probabil simți o ușurare Duminică te mai liniștești, ești foarte prins pe zona străinătății, spiritualitate, călătorii îndepărtate, tot ceea ce ține de acte, tot ceea ce ține de planul ăsta spiritual Și de asemenea, poate să fie, uite, și o zi de duminică în care... îți vine o femeie în viața ta sau te întâlnești cu o persoană. Vedeți că unii capricori puteți să faceți niște cuceriri duminică, mai ales în prima parte a zilei sau nu știu, e ca și cum dimineața te întâlnești cu o prietenă la o cafea sau aveți o discuție frumoasă, poți să și cunoști pe cineva serios în ziua de duminică. Deci șanse mari sunt, dragi capricorni, e o dragoste așa fulger care poate să apară. Poate niște declarații pe care tu le faci, declarații pe care partenerul le face privind ideea aceasta de valoare, da? cât valorezi tu pentru el, pentru ea. Pot fi și chestiuni legate de un copil pentru alți capricorni, adică lucrurile pot apărea și din zona asta. În rest, zic că e un weekend mai relaxant, un weekend în care se întâmplă tot felul de, de lucruri. Dar eu așa simt că pentru Capricorn este un weekend eliberator. Nebunul asul de cupe, un nou început, o veste bună, o veste de liniște, de pace. Ceva te surprinde, ceva ți se pare ciudat. 8 de cupe, cumva încerci să abandonezi ceva, încerci să lași ceva în urma ta. Apare o veste bună care te determină să renunți la, la ceva anume. Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară, dar și un moment în care te concentrezi foarte mult asupra detaliilor, este o persoană aici în vârstă, asumată, liniștită, este o persoană care te poate ajuta, te poate ghida, te poate fi alături. Parcă apare cineva în calea ta, deci e o persoană foarte serioasă. Zodia vărsător. Dragi vărsători, sâmbătă sunteți prinși pe relațiile cu ceilalți, poate chiar în relația cu partenerul. Pot apărea niște tensiuni acolo în casă, în familie, pot apărea niște tensiuni legate de viitorul vostru în familie, de o călătorie, poate niște rude care vă vin în vizită și de asemenea, tot în preajma zilei de sâmbătă, vedeți că vi se apasă niște butoane destul de puternice. Pot fi chestiuni legate de copii, chestiuni legate de acte, pot fi lucruri legate de cariera voastră, de a vă asuma ceva și Chiar de a spune lucrurilor pe nume, cumva poate e momentul să spui ce gândești, e momentul să spui ce vrei să faci mai bine cu viața ta. Foarte mulți vărsători treceți printr-o perioadă în care, așa cum am zis, vi se apasă butoane, dar secretul e să și comunicați, să-ți ziceți, băi, asta îmi place, asta nu îmi place. Ce aș mai recomanda vărsătorilor, puțină atenție pe partea asta de examen în weekend sau pe... Partea aceasta de relație cu spiritualitatea, relație cu străinătatea. Aici trebuie să fiți puțin atenți, dar bineînțeles, și în relația cu rudele trebuie să fiți atenți, sau, sau relația cu uh, vecinii. Poate e vorba și de drumuri. De duminică, deja, ești într-o perioadă în care ți se mai apasă și ție niște butoane, pot fi tot felul de provocări. Alții poate aveți momente pasionale în relația cu partenerul, alții poate mai aveți de muncă, vești peste vești care apar, dragi vărsători. Uite, e o veste care apare, în primul rând, de la o femeie din trecut, apoi sunt vești care țin de o călătorie, vești care țin de viitorul casei, viitorul familiei. Unii poate vă gândiți să vă mutați, alții vreți să vă rezolvați ceva important. Și interesant este că spre final de duminică și energia asta o să o simți și luni da, încolo, vărsătorul conștientizează ceva. Tu afli un secret, afli ceva care te surprinde, poate legat de un copil sau legat de persoana iubită. Pot fi și niște chestiuni financiare. E o rezolvare, da, e o rezolvare, doar că o să te surprindă tare mult că toată povestea asta ține și de o închidere, dragi vărsători. Poate auziți de o rezolvare privind o moștenire, privind o sumă de bani, o cheltuială, o investiție. 6 de bâte, 9 de spade. Un oarecare stres pe care fie tu îl ai, fie cineva din viața ta îl are. Dar totuși văd o bucurie, o victorie. 9 de bâte, deci din nou această cifră nouă care poate să însemne sfârșit, poate să însemne eliberare. Uh, o lume diferită în acest context, un mod diferit de a acționa. 6 de cupe. Poate e ceva legat de un copil sau de persoana iubită. De asemenea, poate e ceva legat de un suflet pereche. Zodia pești. Sâmbătă sunteți prinsi în continuare pe muncă, pe sănătate. Aici, în primul rând, Trebuie să fiți foarte tari și să acceptați un adevăr legat de un coleg de la muncă, legat de o, de o rudă, poate este un adevăr legat de un bărbat important din viața voastră, poate e un vecin, poate e o persoană din anturajul vostru. Însă, pentru unii pești, poate trebuie să vă deschideți pe ideea aceasta de. Uh, dreptate versus nedreptate. Adică, nu știu, dacă voi ați crezut până acum ceva, uite acum vi se, vi se demonstrează că nu e așa. Tot în preajma zilei de sâmbătă, vedeți că pot apărea niște conflicte într-un grup mai mare de oameni din care faceți parte. Pot fi niște conflicte legate de viitorul familiei, viitorul unei relații, viitorul banilor, viitorul, nu știu, Vostru. Unii nu știu, poate aveți niște discuții acolo ciudate legate de o călătorie, o întâlnire o zi de naștere, poate împreună cu cineva, nu știu, ți-ai stabilit să ieși duminică da, să faci un drum. Ei, de acolo cumva pot apărea discuțiile. Uh, și cu siguranță unii încep să vă dați seama că am ce ar trebui să mai închideți pe acolo. Vedeți voi, uh, weekendul ăsta nu e doar cu chestiuni uh, la nivel teoretic, e și cu partea practică. Mai ales, uite, duminică, când atenția ta e pe relațiile cu ceilalți și cu siguranță intre în contact cu foarte mulți oameni, este un weekend în care apar niște vești bune legate de viitorul tău, legate de viața ta, apar niște vești bune legate de zona internetului și discutăm, dragi pești, și despre faptul că, uite, femeile să știi că te ajută și pe tine, dar aici e vorba de o prietenă un sfat pe care îl primești online, o emisiune pe care o vezi, faptul că îți organizezi ceva, îți programezi ceva mai poate să fie și alți pești uh, cu siguranță dacă vreți să negociați ceva, dacă vreți să discutați ceva mai serios, cu siguranță duminică reușiți. Uh, de asemenea, E un adevăr pe care îl vei afla legat de un prieten. Da, legat de un prieten, legat de o persoană dragăție și foarte mulți pești posibil să rămâneți surprinși uh, duminică seară sau poate chiar și luni, în general în weekend, de uh, declarațiile pe care cineva le face. E o persoană acolo care na, nu, nu prea vrea să se mai ascundă. Pajul de cupe, 6 de cupe, o legătură cu un copil, poate o legătură cu un suflet pereche. Văd aici o veste bună care apare, e ceva legat de o persoană dragă sufletului tău. Regele de cupe, deci uite, este un weekend în care există foarte multă sensibilitate pentru pești. Este un weekend în care vei rămâne foarte surprins de niște informații care apar, poate de la muncă sau poate este vorba despre o persoană apropiată de inima ta. Iar ultima carte, nouă de spade. Ești cumva puțin stresat aici, dar uh, poate știu eu, e momentul să mai lași așa viitorul deoparte și să trăiești prezentul. Uite, ești stresat în legătură cu o conversație, în legătură cu o pasiune pe care o ai, o invitație pe care o faci cuiva sau cineva care îți face o, o invitație. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc un weekend cât mai plăcut, încercați să nu vă enervați, încercați să nu uh, fiți, da, pe cât posibil de bulversați, pentru că este un weekend în care efectiv vom fi scoși din minți cu toții și este un weekend în care trebuie să ne odihnim și să vedem ce faceți, ce facem, vă îmbrățișez cu drag un weekend superb să aveți și vă aștept pe aplicație.